Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 6 mai 2022 și iată a sosit timpul să fac și eu câte un filmuleț așa. Ne luăm mânușile chiar dacă unii nu sunt de acord cu ele, sunt din alea bune, cu aerisire, foarte comod de lucrat cu ele. Dacă nu sunt de acord de treaba lor, eu prefer să lucrez liniștit decât să tot fiu înțepat la fiecare lucrare de albine. Iau și eu înțepături, nu-i problemă. Acum, ce voi face? Că în fiecare an am venit cu câte ceva, acum vin iară cu altceva. Aici avem o colonie care a ajuns la maxim. Și trebuie să îi fac următoarea lucrare ca să nu intre în friguri. Aici avem siropul dat, uleiuri esențiale. Avem benzilic oxalic date. Și avem 12 ramuri. Supul e plin. Și din acest motiv trebuie reorganizat, să zicem așa, da? O să fie o colonie reorganizată. A primit, nu știu sigur, dacă a primit ramă oarbă. Luăm oxalicul, dăm la o parte. Foarte ușor se lucrează și e un tratament foarte bun. Iată, am dat o foaie aici, aia vreau să văd dacă foaia este ok. Spatem foaia. A, nu, e rama oarbă. Oh, e frumos. Bun, rama oarbă trebuie să o pun sus în cap. Ia să văd, a venit matca pe aici. Celulele de trânt ori exact ce trebuie. Deci a început construcția. În 4 zile a făcut această treabă. Rama oarbă vine sus. Punem în cap. Bun. Următoarea ramă vine în cuib. Atâta timp cât îți construiește rama oarbă, stai liniștit că nu e în friguri. Da? Aici avem rama cu nectar. Avem nectar proaspăt de la păpădie. La mine e altă zonă față de ce se vede prin țară. Ia, foarte frumos cu nectar. Punem jos. Ah. La următoarea ramă, în funcție de ce are pe ea, o punem sus sau jos. Are nectar și păstură, foarte mult nectar. Cred că aș putea să voi extrage probabil ceva nectar. Dar deocamdată punem aici un cuib, nectarul. Avem două cu nectar, deci una trebuie să o pun sus. Una cu nectar vine sus. Și totodată voi întoarce rama.
Așa. În sus facem spațiu la albinuțe. Facem spațiu la albinuțe. Să vedem ce filmez pe acolo. E greu să filmez, adică e greu, nu e greu să filmez, dar că unghiurile sunt un pic diferite. Vreau să văd, o să vă arăt la sfârșit cam ce și cum am făcut. Bun, următoarea ramă vine în cuib. Totodată am venit cu lăzi dezinfectate, curate. Le-am și vopsit. Totul e ca la carte. Iată, aici avem o ramă cu puiet. Acum această ramă cu puiet o să vină în cuib. O să în unele părți ale țării vor extrage rapiță. Eu voi extrage, voi scoate măcar 2-3 kg de miere de pom. Foarte fain. Și punem o foaie între puiet și rama cu mâncare. Prima foaie. Am pus prima foaie. Bun. Aici sus avem rama clăditoare sau rama oarbă, ramă cu mâncare și acum îi pun o ramă cu puiet de jos. O punem sus. Organizăm frumos așa pe două corpuri această colonie. Fiindcă ea se și blochează și nu mai e mult până la intrarea în friguri, așa că vom face această lucrare cât mai repede și o să se aerisească cuibul. Această ramă vine sus. Foarte fain. Foarte fain. Deci acum împărțim puietul. Deci puietul una jos, unul sus, unul și tot așa. Până ajungem la ultimul de puiet și ultimele două de puiet și acolo vom pune iar câte o foaie. În total va avea 3 foi date. Puiet frumos, matca de calitate, la această dată nu mai vorbim de puiet, peste tot ar cam trebui să fie puiet, unde nu e, e o problemă. Acum începem cu distracția asta, cu roirea. Intră în frigul, ce facem? Bine, când intră în frigul nu prea mai e ce să faci, dar... Adică ai ce să faci atunci, am lucrări programate în caz că scap în friguri. În caz că voi scăpa în friguri, am lucrări programate și pentru acea situație când vom avea aceste probleme. Deci această colonie era urgent de mutat. Vine și oxalicul.
Acum oxalic o să pun între corpuri. Foarte mult puiet. Ramile au nectarie frumos, totul e în regulă. Acum anul acesta singura problemă atâta este să fim atenți la roiuri, să nu scăpăm roiurile. În rest totul este în regulă. Bun. Acum mai am o ramă aici. Vor clădi foarte repede foițele, având atâta nectar. Încă puietul larvar este prezent în cantități bune. Totul e în regulă, doar că intrarea în friguri este anunțată de aceste construcții. De bot. Bun, cam așa. După asta venim acum cu o foaie. Punem o foaie aici. Și o ramă mărginașă. Chiar dacă aici avem larvar, voi sparge cuibul, adică voi sparge, vorba vine spart, că nu e chiar spart, dar asta e situația. Și acum dacă am văzut că aici e larvar, închidem cu o foaie. Închidem cu o foaie și acum venim cu o diafragmă. Așa. Asta e corpul de jos. După ce vor fi construite aceste foi, venim cu altele și paralel vom da drumul la creștere de mătcuță. Bun, acum urmează să înlocuim corpul. Dăm corpul la o parte. Albinele își reiau lucrul. Aici trebuie să întărim diafragma aceasta. Opa, mai gros. Oxalicul punem unul jos, aici, unul sus. Așa,
e pus și corpul de sus. Acum avem aici o foaie. Avem aici o foaie. Punem lângă. Și luăm și ultima ramă. În această ladă. Ramă plină cu nectar. Foarte frumos, au adus la nectar bine de tot. Dar pe mine anul acesta nu mă interesează nectarul, așa că iată, am terminat organizarea. E o organizare temporară pe vreo 2-3 zile, fiindcă după 3 zile voi veni să mai dau foi. Să mai dăm foi la această colonie până se umple lada. Bun, cam atâta am făcut. Mai am de pus colectorul de polen. Ce am făcut eu aici? Am extins această colonie cu 4 rame. Totul e în regulă, arată bine. Punem folia. Dar înainte de folie trebuie să-i pun o diafragmă. Bun. Acum punem la loc uleiul esențial. Și cam asta este. Bun, deci am făcut azi, ca să înțelegeți. Am avut o colonie extinsă la dezvoltată la maxim pe cuib și i-am adăugat un cat unde am împărțit puietul în partea de jos și de sus, adăugând foițe. Sper ca până când mai vin eu, peste 3-4 zile, aceste foi să fie clădite și voi mai veni cu foi în continuare. Eu nu sunt adeptul spargerii cuibului, dar sunt situații în care o faci, mai mult sau mai puțin. Bun, cam atât, până data viitoare, numai bine!